Bună și bine ați venit aici pe canal, eu sunt Adina, este săptămâna mare, suntem în perioada anterioară Paștelui, este o sărbătoare dragă mie, mie îmi plac de fapt toate sărbătorile, nu ratez niciun niciun motiv de la sărbătorii și de a ne bucura de familie și de timpul petrecut împreună, pentru că până la urma urmei, despre asta este vorba când la orice sărbătoare, să ne bucurăm de timpul pe care îl petrecem alături de cei dragi. În clipul de astăzi mi-am propus să vă arăt cum organizez eu, de fapt. Am aici agenduța pe care mi-am notat ce voi găti. Am stabilit întâi un meniu, apoi am făcut o listă de cumpărături. Am fost deja la cumpărături, mai am de cumpărat doar câteva mărunțișuri. Probabil o să tragă cineva, unul din noi, o fugă până la un mega imagine aproape de casă, pentru că deja nu mai e de mers în supermarketuri, este foarte aglomerat peste tot în București și atunci noi ne-am organizat în timp. Miercuri am fost la cumpărături marți și miercuri și mărunțișurile, mă rog, sâmbătă pe ultima suflare. Nu suntem adepții meselor, sau eu cel puțin prefer să gătesc puțin, din când mai multe feluri, prefer să mâncăm sănătos și de sărbători și nu-mi place să rămână multă mâncare, prefer să mai gătesc după aceea decât să stăm cu oalele cu de toate prin frigider și să ne chinuim să le terminăm o săptămână după. Așa că, da, am conceput un meniu care să fie pentru pentru mesele de duminică, practic. Vor fi o gustare pe la 11-12 și și vom mai mânca probabil așa, printre picături. Hai să încep. Pentru că aperitive voi face o salată de pui și cul și legume. Este o salată de crudități. Nu știu dacă o să reușesc să filmez când le voi găti, că aș vrea să postez clipul ăsta înainte de Paște cumva. Și pregătirile finale se vor face abia sâmbătă după amiază. O salată de pui cu legume și cu un sosuleț cu un pic de cu un gălbenușul de la un ou și două linguri de ulei și iaurt ca să se lege. Apoi vom face chiftele, ouăle roșii, bineînțeles că nu vor lipsi. Poate totuși măcar ouăle roșii le voi insera cumva în clipul de astăzi. Eu le vopsesc, nu le vopsesc cu vopsea din asta sintetică, chimicală, să le fierb acolo. Le facem de ani, de mulți ani de zile, cu hârtie creponată. Apoi am de gând să fac o tartă, un chiș cu ton și porumb. Am cumpărat deja cele necesare, trebuie doar să le decongelez pe cele congelate și să le pregătesc repede, repede. O să vă arăt. Am filmat când m-am întors de la Auchan, așa pe repede înainte, din ceea ce am cumpărat și o să vă las imaginile aici. Și ca fel principal vom avea niște cartofi pe care îi vom face la air fryer. Am cumpărat curcan, am cumpărat iepure, nu am cumpărat frigăruile de berbecuți. Sper să găsesc. Pastea le iau de la Mega Image. Sunt unele Mega Image-uri mai mari, acele Mega Image gourmet, care au mai multe produse decât Mega Image-urile de cartier. Și trebuie să merg undeva în zona muncii și acolo e un mega foarte bine aprovizionat și sper, sper, sper să aibă. Anul trecut le-am găsit, deci sper și anul ăsta să le găsesc. Și nu știu dacă vom face o salată de varză roșie, am trecut eu aici pe listă, dar depinde cum o să stăm cu timpul, că aia trebuie făcută duminică, proaspătă și să fie proaspătă și depinde cum o să ne încadrăm cu timpul. Iar la desert am comandat un cozonac, am comandat o pască și un platou cu prăjituri de la o doamnă care, freelancer, ca să spun așa, le face acasă, sunt naturale. Cozonacul l-am comandat și de Crăciun și a fost genial. Este un cozonac cu vin ars, ușor însiropat și mi-a plăcut foarte, foarte tare. Din lista asta mare
Am cumpărat majoritatea, am scos pe o listă mai mică pe care o să o pun undeva la ușă, să o iau cu mine. Mai trebuie berbecuțul de care vă spuneam, niște chifle proaspete, o salată verde care tot așa vrem să o luăm proaspătă. Și n-am cumpărat țelină pentru că am omis, nu știu de ce, n-am avut-o pe lista inițială de cumpărături. Pentru salata aceea de crudități, pui și crudități. Iar din categoria băutori, nu suntem mari băutori de alcool. Am fost săptămâna trecută la Cramatohan și am cumpărat de acolo vin pentru masa de Paște și de la Oșan am mai cumpărat un box de Stella Artois ca să fie în cazul în care cineva o să vrea și bere și cred că asta o să fie tot la capitolul băuturi. Și să nu uit o parte principală a mesei de duminică, mă rog, de după masă sau între mese, a venit și Kitty, spune bună Kitty, bună Sandra! Asta a fost dedicație specială pentru Sandra, Kitty să nu spargi nimic, spuneam că o parte importantă pentru ziua de duminică este desfacerea cadourilor de la iepuraș pe care o să le împachetez într-o seară. O să pun așa un videoclip așa pe repede înainte. Am pregătit mai mult simbolic, nu am cumpărat lucruri semnificative, dar sunt cumpărate cu drag, special pentru fiecare în parte și o să despachetăm, evident, cadourile. Bolul, dacă mai rămas așa. Da, e bine. Am ajuns și acasă. Nu vă voi arăta chiar tot ce am cumpărat. Să vă arăt întâi bonul, că ați văzut cât am mai cârnat-o. La fiecare poziție am reducere sau ceva cu minus. Și de-aia este și bonul ăsta chiar atât de lung. Totalul a fost de 379,86 și se pare că la următoarele cumpărături mă voi putea folosi de un sol de 39 de lei, da? Cu care voi putea achita alte cumpărături. Am luat măsline, am luat această pungă congelată, ia să vedem cum s-o țin eu, să vedeți. Sunt niște paste, tai. Cu pui. Sunt foarte interesante genul ăsta de paste. Am mai tot luat. Am luat ardei gras, că tot mâncăm niște pasteuri. Așa arată minunea asta de paste tai. De fapt, sunt niște mini ceva. Sunt cu bambus și cu ghimbir. Punguța asta are 900 de grame și costă, nu știu, cam 20 de lei. Și se gătește, nu știu, în 10 minute, deci dacă aveți o zi aglomerată, este soluția perfectă. Și le lăsăm aici, cam 10 minute, la foc mic. Tot din categoria pateuri, un croissant cu unt, niște banane, o să trec repede. Am cumpărat pentru tarte sau pentru sandvișuri două variante de mușchi file. Ouă, bineînțeles, niște ouă, o să văd ce fac cu ele, un unt tartinabil, pe acesta îl folosim și cred că e singura variantă care ne place de mulți ani. Am luat două cutii de smântână de la Albalac, pe astea le-am luat pentru una pentru tarte, le-am luat pentru gătit. Dintr-una voi face un chiș cu porumb și ton, o să vedeți că am și tonul. Și cu această foaie de aluat fraget simplu de la Linco. Aici mai am niște mâncare de pisici, niște sucuri, altă mâncare de pisici și am mai luat punguțele astea că mi s-au părut foarte drăguțe. Erau, nu știu, 1,50 lei, 2 lei și ceva, trebuie să fie la îndemână că o să tot fie nevoie de ele. Deci, conserva de porumb pentru chiș, alte conserve de pisici. Ați văzut și cele două pungi de nisip, una pentru Kitty, una pentru Mițu, mămăligă. Tonul pentru chiș. O să sper să reușesc să filmez când le voi găti. Alte conserve de pisici. Lămâie, bineînțeles. Am mai luat acest ulei de la Unisol. L-am luat pentru prima oară cu roșii, usturoi și busuioc.
Eu cunoșteam varianta de la Floriol, dar n-am mai găsit-o. E foarte gustos pentru salată, un lapte pentru o tartă, lămâi și cărnurile. Voi găti de Paște doar acest curcan. Un piept întreg de curcan este. Am mai luat pulpe sfertinfe anterior de iepure. Sunt practic pulpele, o să le vedeți. Sper să reușesc să gătesc. Și am luat pentru salată niște piept de pui, mai am acolo încă o caserolă de iepure și cred că restul nu merită prezentate, apă minerală, niște bere și cam atât. Ăștia se sperie. Și pentru că este o zi frumoasă, am ales să mergem puțin în parc. Am lăsat listele, cumpărăturile, curățenia, pregătirile și am ieșit cu bicicletele să ne bucurăm de soare și, nu știu, cred că este important să ne mai oprim din când în când din goana asta. M-am întors acasă, ați văzut că am fost în parc, sunt în bucătărie, sunt îmbujorată, nu știu dacă de la soare sau de la efort. O să fac ouăle în curând, dar imediat după ce îmi fac un șuleț. M-am mai gândit, o să pun ouăle la fiert înainte să mă duc la duș ca să fie gata când mă întorc. O să fac și ordine prin bucătărie un pic, în timp ce, se fierb ouăle sau o să văd în timp ce. Întotdeauna spăl ouăle înainte ca să le degresez și dacă sunt cumpărate pun puțin bicarbonat, de data asta am din astea de magazin, pun puțin bicarbonat în apa unde le fierb ca să se îndepărteze ștanța aceea cu data de expirare. I'm back! Ouăle mele mai au puțin și vor fi suficient de tari. Mi-am pregătit aici cele necesare, o pereche de mănuși, o foarfecă, oțet, pe care îl punem într-un castronel, nu foarte mult, că se poate completa după, și hârtia creponată. Eu am ales, asta e rămasă tăiată de anul trecut, și un suport, că hârtia asta creponată, colorantul ei pătează. Am ales din culorile astea, verde cu galben, albastru cu albastru și roz cu roșu, și o voi tăia pe toată în șuvițe din astea, așa, subțirele. Hai să vedem. Așa, nu foarte groase, nu foarte subțiri, mai putem tăia evident și după. Capătul ăsta e relativ inutilizabil, din fiecare culoare câte puțin și mai tai după dacă mai am nevoie. Ok, din fiecare culoare, da, le luăm rând pe rând. Asta avem și rozul acesta. Încercați, dacă vreți să alegeți această metodă, să folosiți culori cât mai intense, pentru că vrem să avem niște ouă colorate, nu? Câteva ore mai târziu, unele sunt uscate, altele nu prea. Voi desface doar ce e uscat bine de tot. Hai să vedeți, asta este probabil cel cu galben și cu verde. Așa, a avut și un pic de roșu, cam așa arată el. Ăsta la fel este, nu, ăsta nu e uscat, ăsta e uscat. Așa, vedeți că sunt striațiile astea, ia să... Îmi cer scuze că mi s-au stricat unghiile, mi le-am făcut de dimineață, dar nu au supraviețuit. Ia să vedem aici ce avem.
Și ultimul pas este să le colorăm cu, să le dăm pentru puțin luciu, să le dăm. Uite ce drăguț a ieșit combinația asta aici cu albastru deschis și albastru închis. Să vedem. Aici nu s-a imprimat prea tare. Da, drăguț. Da, unul singur a ieșit mai decolorat. Din păcate. Așa, asta este mai decolorat. Unde a fost turcoazul ăla deschis, mai era necesar și altă culoare. Ia să văd, ăsta a rămas tot decolorat. Nu, asta a avut destul roșu. Da, unde a fost turcoazul n-a ieșit mare lucru, dar sunt relativ ok. Și verzișorul ăsta. Interesant. Mergeau mai multe roșii. Ah, mai avem un roșu. Ia să vedem, să vedem. Da, mergeau mai multe roșii, nu e nimic. Ca să vă faceți o idee, cam așa arată ele după. Asta a avut o singură culoare, cam nu are așa mare degradeu. Asta este preferatul meu. Și ultimul pas, pe un șervețel sau pe o dischetă de machiantă mi-am adus eu, cu puțin ulei de măsline. Am reușit cam mult aici. Le dăm puțin pentru luciu. Și le punem în coșuleț împreună cu cele, aici am și ceramice și de plastic. Fiecare după cum i-o fi norocul să nimerească oul potrivit. Voi cum ornați ouăle de Paște? Le faceți clasic, le faceți cu frunze, cu mai așa pe natural? Lăsați-mi în comentarii. Metoda voastră, eu metoda asta o folosesc de foarte mulți ani, mi se pare rapidă, eficientă și îmi și place cum arată ouăle, îmi place rezultatul, așa că am rămas la metoda aceasta de mai mulți ani de zile. Sărbători fericite și vă aștept să reveniți aici pe canal. Și să-mi spuneți cum vă petreceți voi Paștele. La revedere!